Dimineața! Bună. Este sfârșit de săptămână, să vedem ce ne rezervă astrele. Berbec, încercările tale de a-ți lărgi area de cunoaștere pot atinge un apogeu. Aventura, călătoriile, dar și moduri diferite de abordare ale temelor filozofice pot fi punctele centrale de interes. Taur, relațiile intime pot cunoaște noi paliere de profunzime. Ai ocazia să petreci alături de partener momente de neuitat, eventual într-o mică vacanță. Dacă ești singur, sunt șanse să atragi persoane pasionale. Gemeni, partenerul de viață îți poate propune un ritm captivant pentru activitățile voastre petrecute împreună. Aveți ocazia să ieșiți în lume și să încercați medii noi. Socializarea este modul prin care cei singuri pot stârni interesul unei alte persoane. Rac, activitățile de la locul de muncă îți cer diversificare și poate decizi să urmezi un training, să mai înveți ceva nou. Rutina este cam greu de tolerat și trebuie să te motivezi. Caută noi surse de inspirație. Leu, lasă emoțiile să te ghideze într-o manieră intuitivă și vei fi uimit de rezultate. Poți fi solicitat acum să te implici activ în educație, dar și în activitățile ludice ale copiilor tăi. Fecioară, modul tău de a vedea lucrurile trebuie armonizat cu părerea celor din familie, mai ales atunci când dorești să finalizezi ceva legat de propriul cămin împreună cu aceștia. Fii deschis la alte puncte de vedere. Balanță, vrei, nu vrei, vei fi implicat în diverse activități și discuții. Agenda ta poate suferi modificări, totul putând să-ți lase senzația că ești tracasat. Totuși e un moment bun să-ți hrănești curiozitatea și să încerci să studiezi domenii noi. Scorpion, este posibil să simți astăzi un influx pozitiv, crescând încrederea în propriile forțe. Atitudinea optimistă pe care o poți avea despre oportunități de creștere a veniturilor tale te poate predispune la unele excese și imprudențe. Săgetător, tu ești personajul pe care este pus accentul. De aceea încearcă să definești cât mai clar care sunt scopurile și mai ales ceea ce te motivează să mergi cu încredere înainte. Capricorn, ignorarea propriilor sentimente și emoții este lucru pe care trebuie să îl eviți pe cât posibil. Este un moment optim să le înfrunți și mai ales să clarifici ceea ce îți creează anxietate. Fii atent la ceea ce visezi. Vărsător, proiectele în colaborare cu unii prieteni se pot finaliza. Poți lăsa în urmă grupuri de oameni pentru a încerca contactul cu altele. Cu cât acestea sunt mai diverse, cu atât ți se vor părea mai demne de atenția ta. Pești, imaginea ta în ochii lumii te provoacă acum să ieși în față și să reușești să insufli încrederea celorlalți prin atitudinea ta pozitivă. Implicarea în diverse proiecte poate fi de bun augur pentru evoluție.